Bună ziua! Interviurile video, Puterea Știrilor, continuă live pe pagina noastră de Facebook, așa cum v-am obișnuit. Alături de mine, astăzi în studioul nostru, este domnul senator PSD Marius Humelnicu. Bună ziua și vă mulțumesc, domnule Humelnicu, pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. O întâmplare ciudată a avut loc marți în Parlament, la votul privind alegerea primarilor în două tururi. Deși părea că va fi respins acest proiect, este un proiect depus de AUR, pentru că știm, PNL și PSD au o majoritate covârșitoare în Parlament. Ei, nu s-a întâmplat așa și asta pentru că mai mulți liberali s-au abținut de la vot. Cum s-a ajuns în această situație? Ce detalii ne puteți oferi? Să știți că noi, Partidul Social Democrat, suntem consecvenți în ceea ce am spus, că suntem de acord să... Poziția noastră este fermă, este să avem primare în primul tur, doar un singur tur, justificat de faptul că acela este votul politic. După ce se trece de primul tur, a doua tur este doar o decizie politică, sunt niște aranjamente politice și atunci cel de pe locul 2 poate să facă orice aranjament cu ceilalți, cu pierzători, să spună, domnule, împreună vrem să câștige împotriva celui de pe primul loc, să știți și, dacă vreți, și statistic. Ceea ce s-a întâmplat în 2008, când am avut alegeri în două tururi, 90% din cei aleși în primul tur au fost și aleși și în al doilea tur. Într-adevăr, eu sunt senator, ceea ce s-a întâmplat în Camera Deputaților, dar știu de la colegi faptul că unii deputați ai Partidului Național Liberal nu au votat. Nu știu care este justificarea, să știți. Când... Vă spun eu care este justificarea. Domnul Florin Roman, deputat PNL, spunea ieri pentru PS News și citez acum, a fost o defecțiune între noi și cei de la PSD pe partea de comunicare. Cu siguranță da, pentru că având în vedere că noi avem cei mai mulți primari, Partidul Social Democrat, undeva la 1438, iar Partidul Național Liberal are 1237 de primari, cu siguranță ne interesează să avem o continuitate și credeți-mă, eu ca și fost city manager al municipiului Galați, pentru că sunt senator de Galați, cu primarul pe care l-am avut și pe care l-avem în continuare în 2016, am câștigat cu 1500 de voturi, foarte greu, dar după 4 ani de mandat în care am arătat împreună cu primarul, cu toată echipa că se poate, am avut 60%, avem majoritate simplu în Galați, atât la municipiu, cât și la județ, ceea ce înseamnă că, ca și primar, să știți, atunci când faci, când arăți comunității, când într-adevăr ceea ce promiți în campanie și realizezi, cu siguranță lumea te va vota, indiferent de culoarea politică pe care o ai. În consecință, să știți că, într-adevăr, cred că a fost o necolaborare, o discuție, dar din ce știam și știu, într-adevăr, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal doresc alegeri din primul tur. Există un acord luat în coaliție pe acest subiect? V-am spus, sunt mai multe gândiri, ce v-am spus mai devreme legat de, efectiv, de tehnic vorbind, că facem al doilea tur doar de dragul de a-l face și lăsăm, nu mai vorbim de votul politic, ci vorbim doar de niște alianțe. Dacă vrei din punct de vedere financiar, faptul că ne va costa suficient de mult și acest nou tur, noi susținem și am susținut și vom susține alegerea primarilor din primul tur. Interesant ce spunea și Robert Sighiar Tăuda, a fost secretar general al partidului, care spunea ieri, cred, că nu există o decizie în PNL, că practic ar trebui să se pună toată lumea la masă, să ia o decizie și să ajungă cu decizia și în coaliția de guvernare, ceea ce, cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, noi știam că este o decizie deja în coaliția de guvernare. De-aia vă și întreb, s-a schimbat ceva de atunci? Din punctul nostru de vedere, nu, al Partidului Social Democrat. Cred că odată cu alegerea noului președinte, domnul prim-ministru, Nicolae Ciucă, cu siguranță cred că vor vorbi doar pe o singură voce, nu pe mai multe voci, pentru că până acum așa s-a întâmplat.
Dar Noi în relația credem cu că PSD, simțiți vreo schimbare de când a fost domnul Ciucă ales Să știți președinte? că noi am avut o relație și avem o relație foarte bună la guvernare cu domnul prim-ministru. A fost și declarația domnului președinte al nostru, Marcel Ciolacu, că instituțional suntem într-o relație corectă, echilibrată și ne interesează tot ceea ce înseamnă bunăstarea românilor și să avem o economie sănătoasă. Cred că aceste lucruri sunt cele mai importante. Dincolo niște jocuri politice, niște declarații care au fost înainte când nu era domnul Ciucă, nu a făcut bine coaliției și nu a făcut nouă bine românilor și României, pentru că avem nevoie în momentul de față de un echilibru. Cred că se va vota, am înțeles că a fost trimisă la comisie și se va vota, cred că în plen, această lege cu alegerea primarilor dintr-un tur. Practic se va respinge. Cu siguranță da. Cu siguranță va respinge, pentru că va fi un vot final și bineînțeles că alegerea noastră este aceasta de a avea primarii în primul tur.